Dacă aveți de gând să cumpărați porc de Crăciun direct de la țărani, s-ar putea să rămâneți cu masa goală. Din cauza noilor focare de pestă porcină și a furajelor scumpe, sunt puțini cei care au mai crescut porci ca să-i vândă. Statistica arată că 4 din 5 fripturi vor fi din carne adusă de peste graniță. Tăiem unul de Crăciun din ăștia, doi. Nu te mai înspre primăvară. Dacă în anii trecuți femeia obișnuia să vândă de sărbători o parte din porcii din gospodărie, acum toate cele patru suine vor rămâne în curte. Creșteam și în anii trecuți și să vindem, dar acum cu pesta, cu asta nu-ți mai vine, că nu-ți convine să-l mai crești. Dacă se întâmplă să vie pesta, ți-l ia din coteț. Facturile la lumină și gaze au explodat, la fel și prețul furajelor. După plata dărilor, abia le mai rămân bani pentru mâncare, așa că mulți țărani se bazează pe animalele din gospodărie ca să aibă ce pune pe masă la iarnă. Ce dai pe aia și cu furajele tele și cu alea, nu mai se merită să crești ca să vinzi. Așa gândesc tot mai mulți țărani care odinioară aveau 10 de porci la vânzare, dar din cauza costurilor au renunțat la afacere. Peșteam porci, căteam scoase, vândeam purcei, aveam să tai și eu, să dau și la alții, acum nu mai nimic. Acum așteptăm la mira. M-am 8 găini și pe alea le dau. Că porumbul s-a făcut 700 de lei, sau cum se zice, 70 de lei un sac. Și iată cum cei care vor să pună carne de porc pe masă de sărbători vor trebui să cumpere din import. Prețurile au crescut cu 30% în ultimul an, iar scumpirile nu se opresc. Dacă acum un kilogram de cotlet de porc costă 25 de lei, în decembrie va depăși 30 de lei. Mult prea mult pentru cei care abia își duc traiul de la o zi la alta. Nu cumpărăm, când avem pe ce. Am 10 milioane, ăștia 10 milioane pensii. De Crăciun ce carne puneți pe masă? Ce să punem, mămică? Cartofi? Ce-am mâncat și până acum? Potrivit statisticii, 80% din carnea de porc din țara noastră este adusă de peste hotare, din țări precum Spania, Belgia sau Germania. Dacă banii nu ne mai ajung pe vremurile acestea de criză economică, împrumutul la bancă ar trebui să fie ultima soluție. Există mai multe metode prin care ne putem crește veniturile fără să cerem ore suplimentare la locul de muncă și fără să facem mare efort. Care sunt acestea? Aflați din materialul următor. Tot mai mulți români au nevoie de bani în plus ca să poată acoperi cheltuielile cu strictul necesar. Prețurile parcă ar crește de la o zi la alta. Mari, foarte mari. Foarte mari. Gen pe bune și eu realizez asta. Acum o iau să facem piața. Facem piața și să vedem unde e mai ieftin. Soluții prin care veniturile pot crește există. Una dintre ele ar fi să vindeți ce nu mai folosiți în casă pe site-urile cu anunțuri, fie că vorbim de decorațiuni, haine sau electrocasnice. Indiferent că vorbim despre categoriile modă și frumusețe sau mama și copilul, să vinzi ceea ce nu-ți mai este de folos în casă reprezintă o acțiune responsabilă atât din punct de vedere financiar cât și pentru mediul înconjurător. Dacă aveți o cameră liberă, o puteți închiria. Așa puteți câștiga în plus între 500 și 1000 de lei. La această metodă a recurs această femeie. Caut, chiar săptămâna asta aștept un răspuns. Dacă aveți o mașină pe care nu o scoateți prea des din parcare, o puteți da cu chirie. Există mai multe platforme online pentru acest serviciu, iar tariful îl stabiliți dumneavoastră. Singura condiție este ca mașina să nu fie mai veche de 10 ani. De pildă, o mașină care valorează 5.000 de euro poate fi închiriată cu 130 de euro pe zi. Și un job part-time cu program flexibil poate fi o modalitate de a face bani în plus. Pe lângă activitatea de șofer de ride-sharing sau curierat, meseria de client misterios este și ea o alegere la îndemână. Acesta are rolul de a vizita magazine sau restaurante și de a le evalua. Putem vorbi de prețuri de la, 40-50 de lei per evaluare. Dacă un profil al unui evaluator trebuie să fie mai specific, aici câștigurile pot să fie destul de mari. Noi avem proiecte unde am plătit și cu 1000 de lei o evaluare sau, o evaluare mai complexă. Un împrumut de orice fel, bancar sau nu, ar trebui să fie o soluție de ultimă instanță. Motivele pentru care împrumută bani de la noi clienții noștri sunt lucruri care nu pot fi amânate. Sunt lucruri care au imediată nevoie de susținere financiară. Datele unui IFN arată că venitul mediu al unui client este de 2700 de lei, iar în medie aceștia împrumută 4600 de lei. Cine vrea să se scalde în lux de Revelion, trebuie să bage adânc mâna în buzunar. La Brașov, sejurul de Revelion într-un hotel premium de 4 stele se apropie de 5.000 de euro, cât ar costa o mașină second-hand. Turiștii vor fi tratați ca adevărate vedete, vor avea la dispoziție un angajat care să se ocupe de toate dorințele lor, iar răsfățul la piscină și spa este inclus în preț. Cererea este mare și la alte unități de cazare, unde luxul domnește la orice pas.
Acesta este apartamentul Lifestyle Suite al unuia dintre cele mai luxoase hoteluri de 4 stele din Brașov. Spațiul de cazare, cu o suprafață de 100 de metri pătrați, dispune de un living generos cu canapele confortabile, două băi, dar și un dormitor impresionant. Cada design se dorește a fi în mijlocul camerei, înconjurată de un geam transparent. Din punct de vedere al dotărilor fizice, în afara serviciilor cu care ne-am obișnuit să ne răsfățăm oaspeții, patul este elementul principal. Turiștii care vor să închirieze acest apartament pentru sejurul de Revelion trebuie să plătească 4.944 de euro pentru 5 nopți de cazare. Oaspeții sunt așteptați cu prosecco, praline delicioase, iar în cameră vor avea parte de o selecție de vinuri românești. În costul acestui pachet este inclus accesul la piscină, saună și salină. Separat, cei care vor și mai multă relaxare pot alege terapiile din salonul VIP al spa-ului. În această cabină se întâmplă undeva la 90% din terapiile și procedurile pe care le putem oferi. Ne bucurăm de o terapie duet în cuplu. Este o experiență intimă, frumoasă, dacă este aleasă de către un cuplu. Deja 30% dintre camerele disponibile pentru Revelion au fost ocupate. Cei care vor să petreacă noaptea dintre ani la Brașov trebuie să facă o rezervare pentru cel puțin 3 nopți. Începând de la 1395 de euro, dacă vorbim despre cazare a 2 oaspeți adulți în camera business standard și ajungând până la un plafon de 4000 de euro pentru pachetul de cazare de 3 nopți în unicul apartament Lifestyle Suite. Turiștii sunt așteptați să întâmpine noul an și la acest hotel de 4 stele din Brașov. Oaspeții vor avea parte de petreceri cu muzică live, bucate delicioase pe mese, băuturi fine, dar și transport de la unitatea de cazare către pârtiile din Poiana Brașov. Am pregătit pachete de 3, 4 și 5 nopți, care includ cazare, un brunch pe data de 30, petrecerea din noaptea de Revelion și a doua zi dimineață la fel va fi un brunch pentru oaspeții noștri. Pachetele pentru Revelion încep de la 1186 de euro pentru 3 nopți pentru camera dublă standard și pot ajunge până la 4203 euro pentru 5 nopți în apartament. Vestea bună este că Brașovul oferă variante de cazare pentru toate buzunarele în condiții la fel de luxoase. Turiștii care vor să-și petreacă Revelionul în centrul Brașovului găsesc pachete mai ieftine la hotelurile și pensiunile din zonă. Prețurile pachetelor pornesc de la 4-500 de euro și pot să depășească 1000 de euro în funcție de clasificarea unităților de cazare, dar și de durata sejurului. Prețurile mi se par un pic cam mari, dar mă rog, dacă vrei să petreci bine, eu zic că merită. Locuim în Spania de 20 de ani și ne facem Revelionul acolo. Ce buget aveți pentru Revelion? Până în 1000 de euro. Pentru ca vacanța să fie perfectă, turiștii speră să aibă parte și de zăpadă ca să se distreze la schi, snowboard și săniuși pe pârtiile din Poiana Brașov. Să locuiești cu chirie în București este mai mult decât costisitor. Tocmai de aceea, sute de mii de oameni care locuiesc în zonele apropiate preferă să facă naveta fie cu trenul, fie cu mașina. Și nu vorbim neapărat de distanțe prea scurte. Aceeași alternativă este preferată și de cei care locuiesc în Ploiești sau chiar în Pitești, deși vorbim de un drum de peste 60 de kilometri. Încă de la prima ora dimineții, 700 de mii de oameni care locuiesc în alte județe vin în București la serviciu sau la studii. Un număr uriaș de angajați din exterior ce concurează cu New York-ul. Acolo, din 4,7 milioane de angajați, un milion vin din afara metropolei. Cifrele oficiale arată că în București sunt înmatriculate 1,4 milioane de mașini raportate la 1,8 milioane de locuitori. Asta arată că în țara noastră se menține trendul ca fiecare familie să aibă cel puțin o mașină. Problema supraaglomerării apare însă atunci când în oraș vin oameni cu mașini din zone apropiate, iar atunci traficul este atât de intens încât mai mult se stă pe loc decât se circulă. Foarte rău, zi de zi. Cât timp stați în trafic? Cu ore întregi. Cum se circulă dimineața pe DN1? Până la 9 e bară la bară. Iar dacă traficul e infernal, nici trenurile nu sunt mai goale. Mulți navetiști care lucrează sau studiază în București vin în gară zilnic de la Ploiești, Călăraș, Slobozia sau Urziceni. Sunt studentă la arte, la scenaristică și trebuie să ajung cumva la facultate în fiecare zi și asta e cel mai ok traseu pe care pot să-l obțin. Fac naveta zilnică, construiesc o casă aproape de Pitești și
aproape zilnic merg cu tren dimineața și mă întorc seara. Chiar dacă sunt distanțe scurte, mersul cu trenul rămâne în continuare un compromis. Condițiile din vagoane lipsesc cu desăvârșire, iar întârzierile îi fac pe unii navetiști să piardă uneori ore bune de muncă. S-a întâmplat să întârziați la muncă din cauza asta? Da, de foarte multe ori. Numai că am înțelegere din partea colegilor. În fiecare zi, la plecare, în jur de 30 de minute, 50 de minute, trenul întârziere pe cursă scurtă și la întoarcere la fel. Aseară, de exemplu, am venit, s-au stricat de 3 ori trenul, s-a stricat și l-a staționat, cred că 50 de minute. Bucureștiul ocupă locul 8 în lume în clasamentul orașelor cu cel mai aglomerat trafic rutier, potrivit producătorului de GPS TomTom. Capitala noastră ocupă locul 1 în Uniunea Europeană, potrivit aceluiași clasament. În timp ce pentru unii bătrâna casă de la țară nu mai înseamnă decât o povară în plus, pentru el e o comoară. După ani petrecuți în străinătate, a înțeles că locul lui e acasă, unde trebuie să salveze ce mai e de salvat înainte ca tradiția să se piardă. Alex Ceaușu e tânărul din Vâlcea care readuce la viață casele vechi, șoproanele și făișoarele și le transformă în bijuterii autentice. Povestea meșterului de lemn și de suflet o vedeți astăzi de la ora 14:30. La Asta e România. Iată titlurile. E suficient să stai pe iarbă și să te uiți la cer și îți încarci bateriile pentru toată săptămâna următoare. Din ce în ce mai mulți oameni încep să se retragă la țară și să refacă casele bătrânești, grajdurile. Înapoi la țară, la origini, la casa bunicilor pe care o reînsuflețesc. Așa sunt eu, mai patriot, mai cu suflet de țară, îmi place muntele, îmi plac satele. Nu le-aș părăsi pentru nimic. Și încerc să aduc cât mai multe case, cât mai multe grajduri, să le aduc înapoi la viață, să le pun hăinuțe noi, căciul noi. A fost nevoie să trăiască printre străini ca să înțeleagă că locul lui e acasă. Acest lapte este bun atât la oameni bolnavi care au probleme pulmonare, anemii, depresii, cei cu tensiune, cei cu diabet, ajută foarte mult persoanele cu cancer. Eu le explic la foarte multă lume, acest lapte nu se folosește pentru umplut de burtă. Se folosește doar ca tratament. Laptele de măgăriță. Aur pentru afacere, elixir pentru sănătate. Cât costă un litru de lapte de măgăriță? Costă undeva între 100 și am văzut în unele magazine există 140-150 de lei. Un kilogram de brânză pleacă undeva de la suma minimă de 1000 de euro. Poliția română, între intervenții eșuate, s-a plecat în urmărirea lui imediat. Numai că viteza de deplasare a lui fiind foarte mare, nu a fost prins. Și intervenții estetice. Ne place frumosul. Presupun că atunci când cineva își face o intervenție, fie că este bărbat sau femeie, o face pentru a-și schimba ceva în bine. Discounturi la Botox și bonusuri pentru febră la degete. Ce ați descoperit în concret la poliția locală, Bacău? V-ați supărat gata? Dar ce alte condiții de muncă vă temătoare ați descoperit? Au riscat și au câștigat. Doi corporatiști sătui de agitația orașului s-au gândit să-și construiască propriul sat la 100 de kilometri de capitală. Acum, turiștii dornici să experimenteze viața simplă de la țară o pot face într-una dintre cele 3 căsuțe tradiționale construite de Andreea și soțul ei. Mândră Ioană, Radu Dragu și Blândă Mărie sunt cele 3 case tradiționale care alcătuiesc satul aflat la 100 de kilometri de București, imaginat de Andreea Chiva și de soțul ei. Cei doi corporatiști la bază au lăsat agitația urbană și au încercat să dea un suflu nou comunei Bertea din județul Prahova. Numele copiilor noștri și ale bunicilor. Ioana de la fetița mea, Radu băiețelul meu, Radu Dragu și Blândă Mărie este numele bunicilor. Am dat drumul primei case, Mândră Ioană, în primăvară, după care următoarele două le-am deschis, Radu Dragu și Blândă Mărie, le-am deschis în iulie, respectiv în august. Ideea unităților de cazare a pornit din 2016, când cei doi au construit aici o casă pentru a veni în weekend cu copiii și a sta la aer curat, departe de forfota orașului.
Ulterior și-au dat seama că de o astfel de casă se pot bucura și alții care caută, la fel ca și ei, un refugiu. Ne-am plimbat destul de mult prin țară în încercarea de a găsi o variantă de casă care este pe sufletul nostru. Ne plac foarte mult și casele moderne, ne plac foarte mult și casele tradiționale și am văzut destul de multe case tradiționale și astea au fost mai pe sufletul nostru. Soțul meu este din Bertea și atunci am zis să facem casele într-un loc de care ne și leagă ceva. Iar astăzi, casele readuc la viață tradiția locului, oferind tot confortul necesar oaspeților. Aici suntem în Casa Mândrei Ioană. Asta este living-ul și este la comun cu bucătăria. Bucătăria care de altfel mi s-a părut foarte interesantă pentru că toată mobila este făcută de niște meșteri de aici din Bertea și fronturile acestea de la mobilă, unul dintre băieți a gândit la ele și mi s-a părut senzațional pentru că este efectiv un lemn vechi. Acum suntem la Radu Dragu și sunt patru camere sus la etaj, sunt patru dormitoare, iar acesta este living, un living foarte mare, generos. Am vrut o zonă în care să se strângă toată lumea și să, nu știu, să stea de vorbă, de altfel nici nu sunt televizoare. Diminețile rocoroase, plimbarea cu căruța, cu poneiul, bucatele gătite de oamenii din zonă sau căpițele de fân de pe dealurile din Zare sunt doar câteva dintre experiențele pe care turiștii le pot trăi. În plus, pot participa la degustări de țuică sau pot face trasee montane, ori plimbări cu ATV. O noapte de cazare într-una dintre căsuțe pornește de la 600 de lei și poate ajunge până la 1100 de lei. Iar dacă vă doriți ca un localnic să vă pregătească mesele, la suma totală se mai adaugă circa 150 de lei pe zi. Iustina este bibliotecara comunei, iar în timpul liber, în special în weekenduri, gătește bucate tradiționale pentru turiștii care trec pragul căsuțelor. Astăzi am pregătit ciorbă de afumătură și brânză de burduf și carne de la găleată, spunem noi. Sunt produse locale, sunt din gospodărie. Andreea și soțul ei au un plan să se extindă în anii următori, dar până atunci se gândesc cum să îmbunătățească experiența oaspeților. Se fac ultimele pregătiri pentru târgul de Crăciun de la Craiova. Centrul orașului abundă deja în decorațiuni, figurine gigantice sub formă de urși polari sau pinguini și, bineînțeles, brați încărcați. Piesa de rezistență o reprezintă căsuțele sculptate și pictate manual de meșteri în care comercianții vor vinde delicii de sărbători. Însă anul acesta vizitatorii vor veni mai mult să privească decât să cumpere pentru că nu-și mai permit ca în alți ani. Într-un șantier s-a transformat centrul Craiovei azi dimineață după ce muncitorii au instalat în zona centrală zeci de căsuțe pictate în tematică de sărbătoare și decorate cu globulețe. Asta spre uimirea localnicilor care nu se așteptau să le vadă atât de devreme. Parcă un pic prea devreme, parcă nu simțim sărbătorile dacă sunt așa de devreme. Peste 70 de comercianți vor vinde aici cârnați sau afumătură de porc, brânzeturi, prăjituri făcute în casă sau obiecte handmade. Numai că anul acesta atât craiovenii cât și turiștii spun că se vor gândi de două ori înainte să cumpere ceva. Ce să mai cumpărăm cu inflația? Vai de păcatele noastre cu pensiile ăștia așa de mici. Mai mult le admirăm. Dacă putem să luăm ceva pentru ăștia mici, luăm dacă ne convine, dacă prețul, dacă ne ține buzunarul, dar întâi facturile. Alții însă fac încă de pe acum economii pentru ca luna decembrie să fie destinată cadourilor pentru copii. Căsuțele sunt extraordinare. Sunt, parcă te întorci în timp și nu le vezi decât acum, nu știu cui nu i-ar plăcea. Sunt foarte frumoase și au în ele produse foarte apetisante, de cât n-ai avea bani, tot biaci și cumperi ceva. Mai reducem din altă parte, dar pentru bucuria copiilor, că am doi copii, nu face rabat. Căsuțele pictate sunt unice în țară, tocmai pentru că la crearea lor au contribuit mai multe echipe de sculptori din Dolj, Vâlcea, Ilfov și Vrancea. Târgul de Crăciun de la Craiova se va deschide vinerea viitoare, începând cu ora 19 și sunt așteptați peste 100.000 de vizitatori, mai ales că seara de 11 noiembrie va debuta cu spectacolul The Artist Awards, aflat la cea de-a patra ediție. Temperaturile de vară de la începutul lunii noiembrie au umplut terasele din centrul Oradei. Oamenii se bucură de vreme, dar și de o cafea bună, iar proprietarii localurilor aproape că și-au triplat încasările. La fel de încântați sunt turiștii străini atrași de clădirile istorice ale orașului.
Soarele și temperaturile neobișnuit de mari pentru această perioadă i-au făcut pe orădeni să ia cu asalt restaurantele din centrul orașului. Încă de la primele ore ale dimineții, terasele din Piața Unirii s-au umplut de clienți dornici să profite de vremea de afară, dar și de aroma unei cafele bune. Mi-a comandat un latte. Cum este să-l savureze aici? E foarte frumos. Vremea e foarte bună. Cei mai bucuroși au fost însă patronii de restaurante. În aceste zile, unii dintre ei aproape că au reușit să-și tripleze profitul. O zi însorită înseamnă foarte mult pentru noi și cred că pentru toate businessurile, pentru că lumea iese afară când este o zi cu soare. Este un procent de 80% față de o zi care nu e așa însorită. Și turiștii se bucură de vreme și de frumusețea clădirilor din patrimoniu. Mulți dintre ei au venit din străinătate. It's really nice there, like you can see there the church and the city center is really nice around here, so. Where are you from? I'm from Israel. În Oradea mi se pare că e unul dintre cele mai frumoase locuri ca să-ți bei cafeaua pe centru, în zona centrală, că avem multe clădiri istorice restaurate. Cei care aleg să vină la terasele din centrul orașului se pot bucura de cafele chiar personalizate, sandvișuri și dulciuri delicioase. Prețurile însă se apropie de cele ale unei cafenele din marile capitale europene. De exemplu, pentru un cappuccino cu diverse arome, turiștii plătesc undeva între 15 sau chiar 25 de lei. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Sunt Cristina Dorobanțu. Vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi frumoasă. La revedere! Astăzi vremea va fi destul de mohorâtă. Cerul va fi mai mult noros în aproape toate regiunile țării, iar pe alocuri s-ar putea să apară și precipitațiile. Totuși, avem temperaturi destul de ridicate pentru această perioadă a anului. Mercurul în termometre se va ridica până la maxima de 14 grade în sudul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în estul și sudul teritoriului, precum și pe crestele Carpaților meridionali și orientali. La noapte, vremea va fi destul de rece și vom avea parte de temperaturi cuprinse între 6 și 14 grade. Cerul va fi mai mult acoperit de nori, vom avea parte și de precipitații pe arii restrânse, ce vor fi resimțite cu precădere în regiunea vestică a țării. Vântul va sufla slab până la moderat. Dar să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia se mai răcorește, iar cerul va fi variabil cu înnorări, mai ales din a doua parte a zilei, iar izolat va ploua slab. Se vor înregistra 19 grade în Pitești, la fel și în Târgoviște. Și în Transilvania, temperaturile sunt în ușoară scădere. Vor fi și intervale cu nori, iar maximele ajung la 19 grade în Brașov, la fel și în Sibiu. În Moldova, vremea va fi puțin mai rece decât zilele trecute. Cerul va fi predominant înnorat, iar termometrul va indica 19 grade în Galați și doar 14 grade în Piatra Neamț. În vestul țării, vântul va sufla slab până la moderat, iar cerul va fi variabil cu înnorări temporare. În plus, meteorologii anunță ploi. Maximele ajung la 15 grade în Oradea și 16 grade în Reșița. În Oltenia va fi o zi destul de caldă, dar capricioasă. Cerul va fi mai mult înnorat, iar vântul va sufla slab până la moderat. Mercurul din termometre ajunge la 19 grade în Craiova, 20 de grade în Drobeta Turnu Severin. În Dobrogea ne așteaptă vreme plăcută, dar cu atmosferă închisă. Valorile termice ajung la 17 grade în Constanța și 15 grade la Sulina. În capitală, astăzi, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele normale specifice perioadei. Cerul a fost temporar noros, iar vântul va prezenta intensificări. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 20 de grade. La noapte, în București, vremea va fi rece, iar cerul va fi înnorat. Vântul va sufla slab, iar minima înregistrată nu va depăși 12 grade. Mâine se anunță o zi plăcută, cu temperaturi destul de ridicate pentru data din calendar. Maxima urcă până la 20 de grade. La munte, cerul va fi variabil, dar cu înnorări și ploi slabe spre seară și la noapte, în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe creste, mai ales în masivele sud-vestice. Vom avea 13 grade în Sinaia și 11 grade sunt anunțate în Păltiniș.